Și acolo sunt în fața mea pe un litera B din ordonanța de urgență a guvernului 57 pe 2019 și are dispoziție primarul comunei Ardeoa numărul 28 din 9-3-2021 a fost invitat să participe la președințe ordinare de astăzi. Din cei 11 consilieri locali, lipsește doar domnul Popa Viorea. Iar a 11 consilieri local este invitat domnul Stratula Teodor, care este validat de către instanță și o să depună jurământul. Având în vedere prevedere articolul 138 aliniatul 15 din codul administrativ, supun spre aprobare procesul verbal în chiar la ședința trecută. Este pentru? Întrebă? Abține? Deci procesul verbal a fost adoptat. Acum rog pe domnul Macadam să treia conducerea lucrurilor. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Sunt citire ordinii de zi. Proiecte hotărâri privind revalidarea mandatului de consilier local al domnului Stătuia Teodor, inițiator, primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâri este însoțit de acordul compartimentului de specialitate și referată de aprobare al primarului. Cele trei comisii avizează. 2. Proiectul de hotărâri privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Ardeoa, județul Bacău. Inițiator, primar și proiectul. Proiectul de hotărâri este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Cele trei comisii avizează. 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea organigramei, statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeoa, județul Bacău, pentru anul 2021. Inițiator, primar Victor Teacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Cele trei comisii avizează. Mai divers. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 252.470 lei din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Inițiator, primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare, referatul de aprobare al primarului. Comisiile cele trei avizează. Supun spre aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Dacă este împotrivă cineva, dacă se face. Intrăm în ordine de zi. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Stratulat Teodor. Comisia, domnul Moise Cosmin. Acum aviz favorabil. Comisia 2, Macadam Bogdan, aviz favorabil. Comisia 3, domnul Popa Gheorghe. Aviz favorabil. Cum e permisiunea noastră, vom trece la primul punct. Depunerea jurământului de către consilierul local, declarat ales, al cărui mandat a fost validat de către judecătoria Moinești, în scopul completării Consiliului Local al Comunei Ardeoani și rog pe domnul Constantin Neamțu, secretar general al Comunei Ardeoani, să prezinte încheierea pronunțată de judecătoria Moinești, prin care este validat mandatul Consiliului Local, declarat ales în persoana domnului Stratulat Teodor. Vă rog, domnul secretar, general al Comunei Ardeoani, Constantin Neamțu, vă rog. Încheierea de îndreptare eroare materială. În ședința Camerei de Consiliu din data de 9-3-2021. Pentru aceste motive, numele legii dispune. Admite sesizare cu privire la îndreptarea erorii materiale. În baza articolul 442 cod procedură civilă, dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în considerentele, dispozitivul și minuta încheierii pronunțată în ședința Camerei de Consiliu din data de 2-3-2021. În prezentul dosar 676/260/2021, în sensul că se va menționa că domnul Stratulat Teodor a fost ales pe lista Partidului Social Democrat, astfel cum este corect în loc de lista Partidului Național Liberal, cum în mod eronat s-a consemnat. Prezenta încheiere face parte integrată din dispozitivul încheierii pronunțată în ședința Camerei de Consiliu din data de 2-3-2021 în prezentul dosar 676/260/2021.
definitivă la data de 15.03.2021. De bază se ia sentința de îndreptare a zonei materiale, deoarece în prima ședință din Camera de Consiliu, domnul statulat că lor a fost validat dintr-o eroare materială pe lista Partidului Național Liberal. Și acum am dat citire ultima sentință care este din îndreptare a eroare materială. Vreau pe domnul structurat Teodor să le pună și un rămbur. Prin frumos, Solen, vă rog să vă ridicați. Domnul structurat va da și fire un rămbur. În jurul structurilor ăsta se depune cu mâna stângă. Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind aprobarea codului administrativ cu modificare și completări ulterioare depun în fața Consiliului Local următorul rămân. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putință și priceperea mea, puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului cu unul adus. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmă? Dacă vrei să faci cu ce? Normal. Nu trebuie să vezi mai ce așa e de asta. Domnul secretar, rămânează un exemplar al jurământului și certificatul dovedit al alegerilor. Aceasta este în care asta și certificatul de legilor din 27 a 9.2020. Frate, este la mea, nu? Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Da. Acum domnul Strapolat a depus rământul și se validează mandatul de consilier local a domnului Strapolat Teodor conform rezultatului alegerilor locale din data de 27.09.2020 pe lista Partidului Social Democrat. În urma validării mandatului de consilier local al domnului Strapolat Teodor și a depunerii jurământului, acesta dobândește toate drepturile și obligațiile legale pe care le are un consilier local. Consilierul local Strătoar Teodor va face parte din Comisia numărul 2, Comisia pentru Învățământ, Sănătate și Familie, Muncă și Protecția Socială, Activități Sociale Culturale, Curte și Protecția Copiilor. Eu dacă nu mai spus un consilier care să ia cuvântul, vă rog pe domnul Strătoar să ne spună câteva cuvinte. Iată, vă rog. Tot ce a să fie bun în luare în considerație proiectul, ce o să fie și asta să fie de acord cu tot, că indiferent că sunt din partidul opus, și bune venite pentru Comuna Argeant, pentru cetățenii Comunei Argeant, voi fi de acord, fără nicio problemă. Să ne ajut Dumnezeu să facem o echipă bună între ambele partide. Asta merg doar. Yes. Cam atât. Mulțumim, domnul Băiețeu, pentru... Atunci, trecem la proiectul 2, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Ardealan, județul Bacău. Cele trei comisii, Comisia Nouă, domnul Moise Cătrin, Comisia Doamna Cădan Ogan, aviz favorabil, Comisia 3, domnul Popa Gheorghe, aviz favorabil. Dau cuvântul domnului secretar general pentru reprezentarea raportului de specialitate. După cum bine știți, de fiecare dată, vă repet, organigrama pe suportul modificări trebuie adoptată de către Consiliul Local. Deci, a fost postul vacant pentru autobusul Pasplanta, IVECO, cu
asociator antiderapant. S-a ocupat, deci postul în momentul ăsta din vacanță a devenit ocupat. Totodată, în această perioadă de timp, domnul Moise Sorin, fost șofer în cadrul primăriei Ardioan și a depus demisia. Și acum, cu această ocazie, postul de șofer al domnului Moise Sorin este declarat vacant. Deci, astea sunt modificările adus organigram și statului de funcție. Atât. Aici este vorba de regulamentul organizării și funcționare a Consiliului Local. Deci noi, după cum bine știți, în 2019, în 2019, odată cu apariția codului administrativ, Consiliul Local a adoptat un regulament după noua legislație, care automat la începutul anului mandatului nou de către Consiliul Local trebuia adoptat un alt regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local. Datorită faptului că în acea ordonanță de urgență era stipulat că Ministerul o să vină cu pentru o ordonanță sau pentru o ordine în care o să stabilească un regulament cadru ca să fie folosit toate unitățile administrative teritoriale la nivelul întregii țări. În 14 ianuarie a venit acel ordin care a fost publicat în luna februarie și acum l-am făcut și noi și l-am adaptat la regulamentul cadru care l-a constituit prin votare de guvern. Ei, deci, sunt foarte multe chestii care au suferit modificări, dar nu o să stau pentru că conține deja foarte multe pagini. O să vă dau câte un exemplar la fiecare consilier local, după adoptare, în care să luați la cunoștință despre acest nou regulament. Să știți că s-a schimbat și procedura în ceea ce privește proiectele de hotărâri, de avizele comisiilor de specialitate, o să trebuiască făcut o corespondență. Așa că o să purtăm discuții în viitor apropiat cu fiecare președinte de comisie să vedem cum stabilim circuitul. Că acum o să trebuiască să fie niște registre speciale în care avizele, deci eu ca și secretar o să vă trimit dumneavoastră către comisii prin adresă cu număr de înregistrare toate materialele de ședință, după care dumneavoastră o să acordați aviză, iar avizele, tot la fel pe bază de adresă de înaintare către mine, înregistrate, o să facem niște registre, o să mi le trimiteți mie înapoi. Și cu modificări, cu amendamente, cu ce și posibilă dumneavoastră că o să suporte fiecare proiect de hotărâre. Dar o să discutăm mai multe cu fiecare parte în momentul în care o să stabilim și procedura și o să îmi permit să vorbesc cu domnului primar, dar și o să asigurăm un spațiu pentru consilier local, cum fiecare consilier local să aibă, adică fiecare comisie, să aibă un dulăpeu în care să spună materialele, o masă care să putem să putem discuții pe toate proiectele de hotărâre care să le discutăm în ședințele de consiliu. Cam atât, dar o să mai fie discuții pe tema asta, o să vedem cum se va. Da. Mulțumim, domnul secretar, pentru prezentare. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supunem proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Mai incideți pe dată punctul 3? Da. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statutului de funcții și numărului de personal
din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bulan. Vreau să vă acop pentru anul 2021, inițiator, primar Victor de Acuna. Avize. Comisia numărul 1, domnul Moise Crăștin, aviz favorabil. Comisia 2, Matanam Bogdan, aviz favorabil. Comisia 3, domnul Popa, aviz favorabil. Mulțumim. Dau cuvântul domnului secretar general. Nu mai are rost să mai repete, ați înțeles de ce vor atunci ce privește modificarea organigramei și pasatului de funcție pentru un post ocupat și se procrea și cealaltă din demisia Moise Părin a devenit vacant. Mulțumim, domnul secretar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu dorește, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține, trecem la 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 252.470 lei din excedentul anual al bugetului local de structura încheierii credințului bugetar pentru anul 2020. Comisia nouă, pe domnul Maestri Constantin. Care de tot nu-l aveți? Domnul Agatăm Bogdan, aviz favorabil. Domnul Pagheta, mulțumim. Dau cuvântul de Ani și Ghion Narcisa pentru a prezenta raportul de specialitate. Având în vedere necesitatea realizării urgente a obiectivului de investiție construirii podeț beton armat în satul Londinești pe DC176 acum Hala Cheion, comun Ardeon, județul Bacău, al cărui valoare estimată prin devizul general întocmit de SC Drum proiect SRD este de 278.927,30 lei, indicatorii tehnico-economici fiind aprobați din HCR numărul 9 din 23 februarie 2021, prin prezentul referat, propun spre aprobare utilizarea din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2020 la sume de 252.470 lei ca sursă de finanțare a acestui obiectiv în cadrul secțiunii de dezvoltare. Diferența dintre valoarea obiectivului de investiții și suma propusă a fi utilizată din excedent este de 26.464,92 lei, sume ce au fost achitate în anul 2020. În conformitate cu prevederile articolului 58 aliniat 1 litera A din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni, precum după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Drept urmare, având în vedere necesitatea asigurării creditelor bugetare pentru obiectivul de investiții menționat anterior, la capitolul 84.030.1 drumuri și poduri, solicităm aprobarea utilizării sumei de 252.470 lei și înscrierea obiectivului în lista obiectivelor de investiții pentru anul 2021. Mulțumim, doamne, Gigeon Marcisa. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Acum supunem proiectele hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă nu vrea să încheie, să scrie la punct. Cineva vrea să propună ceva la diferite? Dacă nu, fiind din punct de vedere toate problemele la ordine de zi, declară în ce lucrările ședinței.